noastră. Este vorba de ziua de 24 ianuarie 1859, zi în care noi aniversăm Unirea Mică, Unirea Principatelor. Deși pentru unii pare un eveniment amintit în cărțile de istorie, pentru cei care au trăit evenimentul de atunci a însemnat foarte mult. A însemnat împlinirea visului de veacuri de a se uni. Pentru că împrejurările până atunci au fost potrivnice ca să se unească țările române. Mulți ani, pornind de la Mihail Viteazul, care a făcut o primă încercare în 1600, românii și-au dorit din tot sufletul să fie împreună într-o singură țară. Ei, acest prilej s-a ivit la 1858-1859. Și de acest moment prielnic au profitat românii și s-au unit. Mai multe detalii vom învăța la ora de istorie, pentru că au fost niște pași importanti, pași foarte grei, pe care noi, generațiile actuale, ar trebui să le apreciem, pentru că s-au făcut cu foarte mari sacrificii. Și îmi doresc din tot sufletul ca să apreciați și voi aceste evenimente, că dacă noi nu vom aprecia ceea ce au făcut cei dinaintea noastră și vom trece în derizoriu aceste evenimente, să nu ne așteptăm ca generațiile următoare să dea importanță la ceea ce am făcut noi. Deci dacă noi îi respectăm pe cei care au fost, și noi la rândul nostru vom fi respectați. Pentru început, programul nostru are o evocare a evenimentului ce s-a întâmplat atunci. Tocmai de aceea n-am intrat eu în detalii, ca să fiți voi foarte atenți, colegii voștri din clasa 8-a o să vă prezinte ce s-a întâmplat de fapt atunci. După aceea, colegii din clasa 7-a o să vă prezinte o scenetă minunată, Moșii Onoată și Unirea, scrisă de Ion Creangă, pe care sunt sigură că voi deja o cunoașteți. Iar în încheiere, pentru că așa se cade, vom încinge o horă aici și pentru că suntem atât de mulți, hora va continua și în curtea școlii. Din 1859 încoace, cum mare eveniment al istoriei, al istoriei poporului român, Unirea Principatelor. Este vorba despre Moldova și țara românească, două țări diferite, în acele vremuri, dar ca... Primii pași către unire s-au făcut odată cu evenimentele Revoluției de la 1848. Care, deși a fost înăbușită, a demonstrat în mod categoric dorința de independență și de unitate a românilor. Potriva celor descrise la Valta Liman, foștii lideri ai mișcării pașoptiște, exilați între timp și împrăștiați în întreaga Europa, au adresat un protest adunării naționale franceze, iar apoi, din inițiativa lui C.A. Rossetti, s-a constituit la Paris, în 1849, Comitetul Democratic Român. Reacțiile au fost atunci împărțite. Franța susținea conturile Unirii, dar sub un principiu străin. Același acord și l-au dat Rusia, Prusia și Sardinia. Anglia nu s-a pronunțat, iar împotriva s-au arătat ar fi Turcia și Austria, pentru că fiecare avea sub stăpânire teritoriul românești. În următoare a anului adus și primele rezoluții votate ca un conținut asemănător în adunările ad hoc ale Moldovei și țării românești, prin care se exprima clar voința de unire acestuia. Alexandru Ancuza s-a născut la Buș în anul 1820, unul dintre participanți activ la mișcarea revoluționară de la 1848 din Moldova. Ca prim domn al Principatelor Unite a adus o susținută activitate politică și diplomatică pentru formarea statului unitar român, realizat în iunie 1862. Apoi, împreună cu Mihail Covărnicianu, a inițiat un clar program de reforme. Se refera unirea în Iași, boierii Moldovei, liberari și ziare de Costache Hurmuzachi, Mihail Covărnicianu și alții, au găsit cu cale să cheme la adunare și câțiva țărani fruntași, câte unul din fiecare județ. I-a luat și ei parte la facerea acestui măreț și noi din acte naționale. Cum au ajuns țăranii în Iași, boierii au pus mână de la mână și au trecheziți frumoși, au plecat la fel, cu cheburi albe și cu șmeni noi, de se mirau țăranii ce bere chetea gătit. Apoi se zice că i-a fidea pe seama uneia dintre boieri, să le fie cu bun, ca să-i facă înțelege scopul frumării lor la Iași. Ei, oameni buni, știți pentru ce suntem chemați aici? Cum știi cu bani dacă ne sunt bune? Apoi ia că ce oameni buni! De sute de ani, două țări, surore creștine și megieșe, Moldova noastră și Valahia sau țara muntenească,
de care poate aș fi auzit vorbindu-se, se stârșie și se mănâncă între dânsele, precum plita urgiei și peirea neamului românesc. Sunt surori și creștine, am auzit oameni buni, căci precum ne închinăm noi moldovenii, așa se închină și frații noștri în Valahia. Statura, vorba, hrana, îmbrăcămintea și toate obiceiurile câte le avem noi, le-au întocmai fratele nostru în Muntenia. Sărmegie și am zis oameni buni, căci nu mai păra așa un nârco, se trece de la focșanele de spate, să-l secăm dar dintr-o sorbire și să facem spânta unirii, adică înfrățirea datorită de strămoși, strămoșii noștri pe care ei n-au putut să facă împrejmurile grele de atunci. Iată, oameni buni, ce treabă credincioasă și frumoasă avem de făcut. Numai Dumnezeu să ne ajute. Înțelegeți, vă rog, oameni buni, pentru ce am venit?